câștigăm timpul un pic. Deschidem Sfintele Scripturi la Isaia, capitolul 40, versul 29, 30 și 31. Tot s-a vorbit de oboseală. Hai să vorbim de oboseală atunci. Ne ridicăm cu toții în picioare. Glorie lui Iisus, dar să vedeți cât de frumos ne vorbește Dumnezeu despre oboseală. Astăzi vom vorbi despre o pasăre care se aseamănă, Dumnezeu se compară cu ea. Și dacă Dumnezeu se compară cu pasărea aceasta, înseamnă că noi suntem pui de vulturi. Vom vorbi în seara aceasta despre un lucru foarte minunat și cred că dacă vei înțelege, numai dacă vei fi aici, dacă vei fi acasă, dacă vei fi undeva la masă, undeva la grătar, n-ai să înțelegi nimic. Rămâi doar cu grătarul. Ne? Glorie lui Iisus! Am deschis cu toții cuvântul lui Dumnezeu. El dă tărie celor obosiți și mărește puterea celor ce cad în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc. Chiar tinerii se clatină, spune. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterile și zboară ca vulturii. Aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Amin. Hai să ocupăm loc. Glorie lui Iisus. Iubiților, vreau să fac o... să vă aduc o, câteva gânduri. Și să știți că creștinul nu este o simplă persoană, așa cum de multe ori noi ne gândim. Pentru că toată lumea te privește cumva și îți dă o caracteristică. Noi ne privim unii pe alții și ne dăm caracteristici. Dar Biblia ne privește din punctul ei de vedere și ne dă nouă o caracteristică. Și Biblia nu ne cheamă oricum, nu ne numește oricum, Biblia ne dă un nume și ne compară exact cu ceea ce Biblia, cu ceea ce Dumnezeu crede că noi suntem. Și ar trebui să credem și noi că suntem cu adevărat ceea ce Biblia spune că suntem. De multe ori noi, vedeți, fraților, mintea noastră zboară la lucruri de să fim sfinți, să fim neprihăniți. Să... clar lucru, trebuie să trăim lucrul ăsta. Pentru că dacă nu trăim sfințenia, nu trăim neprihănirea, atunci degeaba mai venim aici. Dar trebuie să știți că există o pasăre chemată vulturul, care se vorbește despre ea aici și Dumnezeu se compară cu ea. Și Dumnezeu folosește caracteristicile acestei pasări și chiar noi ne comparăm atât de bine și ne potrivim atât de bine cu pasărea aceasta. Atât în căsătorie, cât în pocăință, în fidelitate, în toate punctele de vedere. Ornitologia spune că există în jurul de 8 specii de vulturi. Dar există o specie de vulturi care se chema vulturul imperial, care se trăiește la cea mai mare înălțime. Vulturul imperial este o pasăre care nu mănâncă orice. Ei îi place foarte mult carne. Ne, fraților, ca și nouă. De aceea noi trebuie să înțelegem un lucru foarte important. În momentul când noi privim în viața noastră de creștin, noi trebuie să știm ce caracteristici avem noi, ce ne stăpânește pe noi, ce trebuie, cum trebuie să ne comportăm în viața noastră de copii al lui Dumnezeu. Pentru că El vine și spune că, uitați-vă versul 31, vine și spune, dar cei ce se încred în Domnul, își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii. Vulturul acesta are cam de la cap coadă în jurul de 95 de centimetri, aproape un metru de pasăre. Are o putere de a ridica cam până în jurul la între 35, depinde de vârstă, între 35 și până în jurul la 65-70 de kilograme. Aripele ei sunt cam în jurul de 3 metri de pasăre. Este o pasăre cea mai mare, pasăre socotită în timpurile noastre de astăzi. În jurul 10.000 și vreo 70 de
10.070 și ceva de mii de specii de păsări, Dumnezeu se compară doar cu ea. Atât au putut ornitologia să descopere până când. Dar Dumnezeu se compară cu pasărea aceasta pentru că în timpul ei de viață, când pasărea aceasta e prima împreunare între mascul și femelă, de la prima împreunare și până la moartea lor, între ei nu există nicio altă călcare greșită. Ei păstrează o fidelitate exclusiv doar cu aceeași pasăre. Femela doar cu masculul respectiv și masculul respectiv doar cu femela respectivă. Dacă unul dintre ei moare, el nu-și mai caută a doua pereche. El nu-și mai găsește a doua pereche, nu-și o caută. Pentru că există caracteristica de aceeași Dumnezeu se compară cu pasărea aceasta. Și de aceea Dumnezeu vine și spune că noi creștini ar fi trebuit să avem o fidelitate extraordinară în familia noastră, în căsătoria noastră. Ceea ce înseamnă curăție de suflet, ceea ce înseamnă fidelitate, credibilitate, întotdeauna noi trebuie să trăim conform cuvântului lui Dumnezeu. Să avem încredere unul în altul. Există un lucru foarte important în viața la pasărea aceasta. În momentul când ea, la o anumită vârstă, îi cresc unghiile prea mari. Ceea ce nu ajută mult să prindă prada. Îi crește ciocul prea mare. Ceea ce nu ajută mult să se hrănească. Ea se retrage 6 săptămâni. Se retrage unde? Într-un loc muntos. Acolo își schimbă penele în timp de 6 săptămâni. După ce și-a schimbat penele, pentru că ea își reînnoiește puterea. În momentul când ea stă acolo timp de 6 săptămâni, ea își reînnoiește, ea se întinerește. Dar în cât timp ea stă acolo, el sau ea, perechea lui sau perechea ei nu se cruzează, nu face absolut nimic greșit. Rămâne fidel și așteaptă până când perechea ei iese de unde? Din retragerea unde s-a dus. Ei în familie au o familie foarte unită. În momentul când ea iese de acolo, ei o primesc cu bucurie, dar până când a ieșit, după ce și-a renoit penele, ea se duce și bate cu unghiile, știți de ce? De stâncă. Își rupe unghiile. Și bate cu ciocul în stâncă până când își rupe ciocul. Anume de ce? Ca să poată și renoiască. Așa ar fi trebuit să procedăm noi de multe ori. Să stăpânim anume ce? Frâul, mădularul cel mai periculos din trupul omului, limba, care spune, e atât de mic, dar poate da foc la o pădure întreagă. Cu ea putem să blestemăm, cu ea putem să binecuvântăm. În momentul când ea își rupe unghiile, își rupe ciocul, este, penele sunt înrenoite, ea se ridică la o înălțime și caută ce anume? Marea, ocean, ceva unde poate să dea în apă, ca apa sărată îi oprește ce? Sângele. Și în momentul când trece prin apa sărată, s-a oprit sângele, ea se retrage, se duce unde? Urcă sus, începe să cânte în limbajul ei și împrejurul ei se strâng cine? Exact cei care fac parte din familia ei. Pe ea o bagă în mijloc și încep să se bucure în limbajul lor de pasăre și ei se bucuria lor care e. Ea și-a renoit puterile, ea și-a revenit. Exact ca noi, când cineva cade de la credință, noi trebuie să ne ducem, să-l căutăm, să-l aducem înapoi în casa lui Dumnezeu și indiferent de păcatul pe care el l-ar fi făcut, noi trebuie să-l primim cu bucurie, pentru că cine a murit pentru el, a murit Iisus Hristos din Nazaret. Noi n-avem dreptul să bârfim, noi n-avem dreptul să judecăm păcatul nimănui, lucrurile pe care le-a făcut, doar pur și simplu trebuie să-l primim cu bucurie, să ne îngrijim de el cu bucurie și să-i arătăm că bucuria, întoarcerea lui este bucuria inimii noastre. Ceea ce de multe ori în mijlocul nostru nu se întâmplă.
Când vine respectiv și își spune, uite, mă, vine și ăsta. Dar ce-o mai vine ăsta la biserică, Domnule? Ce mai are el cu biserica? Ei, el e un pui de vulturi ca și tine. El e un răscumpărat ca și tine, ca și mine. Și ce-i tot ce trebuie noi să facem? Pur și simplu, să ne rugăm pentru el și să ne bucurăm că el s-a întors și este iarăși în mijlocul nostru. Un alt lucru foarte important, în momentul când ei își aduc pui sau fac pui, cum își face cuibul? Ea se duce sau el se duce și ce face? Găsește locul mai sus posibil. Pe urmă se duce și strânge spini, spini de-aia așa mari, și face cuibul. După ce l-a făcut, el se duce și găsește, caută. Știți că există capre, oi de munte. El se duce și ia un mel. Îl ia în gheară, îl duce, carnea eu mănâncă, pielea o ia și o pune undeva sus, lângă cuib. Și-o bate soarele un timp. Pe urmă o ia și o așterne pe cuib, pe spinii aia din ce-i făcut cuibul. Și pe urmă ea vine și depune trei ouă. Unul îl dă jos, îl sparge de stâncă, pentru că vulturul acesta este o pasăre crepusculă. Și în momentul când seara se întoarce, ea își vede cuibul. Pentru că albușul acel de ou, în momentul când se întărește pe stâncă, el strălucește ca o oglindă și îi dă un semn. Știe exact unde e cuibul ei. Ea nu încurcă cuibul. Direcția nu încurcă ca și noi. Azi într-o biserică, mână în alta. Azi într-un cuib, mână în altul. Ea are ținta ei întotdeauna pusă la punct. Un lucru extraordinar trebuie să învățăm din lucrul acesta. Noi știm unde ne este locul nostru. Noi știm unde ne este familia noastră. Noi știm unde ne este casa noastră. Noi știm unde ne este biserica noastră. Mergi acolo și stai în familie, stai în prezența lui Dumnezeu și Domnul Dumnezeu te va binecuvânta în fiecare dată. Fidelitatea față de familie, fidelitatea față de Dumnezeu, fidelitatea față de biserică, Dumnezeu o apreciază. Fidelitatea Dumnezeu o apreciază. Și Domnul Dumnezeu, dragii mei, întotdeauna va binecuvânta pe cei care rămân fideli lui și cuvântului său. Un alt lucru foarte important, în momentul când el pune cele două ouă, ea stă, el se duce, aduce, o hrănește. În momentul când pui dacă vin în viață, ei cresc și exact ca și noi. Venim la biserică, din viața care venim, Dumnezeu nu ne întreabă ce am făcut, Dumnezeu nu vine să ne ia la cercetare, să ne cumva să ne ocărească, cumva să ne facă de rușine ce am făcut, nu. Dar Dumnezeu vine și începe să ne hrănească prin unul, prin altul, prin păstor, ne crește spiritual. Până la o anumită vârstă. Pentru că în momentul când stăm pe covor aici, ne este ușor. Stăm acolo pe scaun, bine liniștiți, ne hrănim sufletele, nu avem responsabilități, nu ne trage nimeni de mânică la răspundere. E foarte bine. Bine că avem păstori să ne predice, bine că avem cântăreți să ne cânte, bine că avem pe cei care să ne sfătuie, e foarte bine. Dar mai departe ești să descurce. Cam așa sunt ei. Pentru că ei se obișnuiesc cum? E o pasăre mare, grea. Ei se obișnuiesc anume ce? Să mănânce în fiecare zi. Mama, tata îi aduce ce? Mâncare. Și ei mănâncă bine. Cresc. Penele de acum cresc. E timpul ca ei să iasă de unde? Din cuib. E timpul ca ei să învețe să zboare. Așa cum Domnul Iisus Hristos nouă ne spune. Ieșiți. Duceți-vă, propovăduiți Evanghelia la orice făptură și toți care vor crede și se vor boteza, vor fi mântuiți. Dar noi spunem, Doamne, eu mă simt bine aici, liniștit. De ce să mă duc eu ca cineva să mă tragă la răspundere? Mai bine stau
stau așa liniștit, nu? Sunt pe aici, pe blană de mel. Ce treabă am eu? Și mama vultură îi cheamă în limbajul ei. Ei vin unde? La margine se uită, îi abrut, îi înalt. Eu mă simt bine unde? Aici. Am mâncare, am de toate. Ca mulți dintre noi. Ai fost la adunare? Da. Și cum a fost? Extraordinar de bine. A fost bine. Cineva și-a rupt plămânii să cânte. Cineva și-a rupt gâtul să cânte. Cineva și-a rupt plămânii să predice. Cineva și-a rupt gâtul să predice. A explodat plămânii mulți. Pentru că trebuie să ne predice, să ne dea cuvânt, că nouă ne place cuvânt, nu așa? Dar când ne cheamă să facem lucrarea, nu, Doamne, eu cheamă-l pe X, pe Y, eu sunt smerit. Ești lenos. Nu smerit. Ți-i lene să ieși. Și ea ce spune, veniți încoace, pentru când am făcut cuibul, voi nu știți din ce-i făcut. Voi nu erați. Eu știu din ce-i făcut cuibul. Nu-i așa, fraților? Și ea ce face ca mamă? Veniți? Nu vinim. Nu veniți? Nu. Nu vreți acum? A să veniți singuri. Și ce face? Trage pielea aia de pe spini. Și ei când încep să calce unde? Pe spini. Vrei, nu vrei, vine unde? Pe spatele mamei. Și mama ce face? Zboară cu ei. Pasurea aceasta spune ornitologia că ea se ridică între 8.000 și 11.000 de metri. De acolo de sus are un vizual, un aparat vizual atât de puternic că vede până când și o furmigă când merge pe pământ. Cei ce se adresează la ce? La viziunea noastră spirituală. Noi de multe ori, fraților, lovim cu capul în probleme. Noi de multe ori vedem numai probleme, numai necazuri, numai boli și dureri. Și Dumnezeu vine și spune, ei, privește peste. Eu ți-am dat viziune, deschide ochii spirituali. Privește lucrurile prin ochii spirituali. Peste problemele pe care le vezi în viața ta. Ia de sus de acolo. Și ea ce face? Ia pe spatele ei și deschide, puneți la Deuteronom capitolul 32, versul 10 și versul 11 și 12. Ca vultul care își scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își ce? Întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele ei. Versul 12, uitați-vă. Așa călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era nici un Dumnezeu străin cu el. Noi avem un singur Dumnezeu care se îngrijește de noi. Și când Dumnezeu ne spune, vină încoace, eu vreau să te folosesc un pic. Noi spunem, nu, nu, Doamne, eu mă simt bine aici. E prea periculos afară. Încă nu sunt pregătit. Sunt prea tânăr, sunt prea nou în pocăință. Încă nu sunt pregătit. Lasă-mă aici pe pielea asta, aici, că e bine, e cald, sunt în siguranță, mănânc în fiecare zi, pentru că așa e Dumnezeu, ne dă de hrană în fiecare zi, chiar dacă nu merităm. El se îngrijește de noi chiar dacă nu merităm. El ne binecuvintează chiar dacă nu merităm. Și El vine și îmi spune, nu vrei să vii? Nu. Eu trag covorașul, pelea melului. O trag de acolo. Și începem să călcăm pe spini. Și pe urmă, vrei, nu vrei, venim la cine? La Domnul. Vin frații la tine și spune, hai Ionatan la biserică, am treabă. Hai frate la biserică, n-am când, am treabă. Am probleme. Am aia, găsim motive, o mie și una de motive. Numai să nu vinim când Dumnezeu ne cheamă. Pe urmă El și ce face? Și începem să țipăm, ai că ne doare, corect? Și atunci vine și spune, vine încoace că eu vreau să te scot din nivelul în care, din confortul tău. Și apoi începe să zboare și
Parcă totul, cum venim la biserică, parcă totul începe să meargă bine, ok. Totul merge bine. Parcă totul, acum ne rugăm și Dumnezeu răspunde. Ne rugăm și Dumnezeu răspunde. Dar Dumnezeu și-și spune. Ia mama, vultul îi duce sus și îi întreabă probabil în limbajul ei. E bine sus, da, se vede totul ok. E foarte bine. La înălțime și toată lumea te privește și spune, wow, cum îl folosește Dumnezeu. Ia uite, acum a venit și uite cum îl folosește Dumnezeu. Uite cum cântă, uite cât de frumos cântă. Uite cum a început să predice. Uite cum a început să-l folosească Dumnezeu în rugăciune, în aia. Și toată lumea ne mirăm. Pentru că la înălțime toată lumea te vede. Și ea ca mamă, pentru că e timpul când trebuie să mergi pe propriile picioare, și ce face? Și încep să lupte, să dea din aripi. Ei sunt numai deasupra norilor. Ea ca mamă se echilibrează și stă, se uită. Ei se luptă, ei trec, se duc în jos. Ei privesc apoi și gata să zdrobească de stâncă. Ea ca mamă și ce face? Își îndreaptă ciocul în față, aripele în spate și își prinde o viteză între 250 și 300 de kilometri la oră. Vine în direcția puiilor ei. Ei gândesc că gata, până aici mi-a fost. Problema respectivă mă zdrobește, mă nenorocește, mă distruge. Am intrat în faliment, cancerul mă mănâncă, boala mă distruge. Problemele de sănătate mă ucid, voi muri. Vine Dumnezeu care te iubește, care te-a creat. El vine cu viteză, El vine cu direcție special pentru tine. Ea are doi pui. Pe unul îl prinde în ghearele ei și pe unul trece pe desubt și îl prinde pe aripi. Dumnezeu nu va îngădui ca niciodată problema să te distrugă înainte de timp. Dumnezeu nu va îngădui niciodată ca boala să te distrugă înainte de timp. Dumnezeu nu va îngădui niciodată ca falimentul să-ți mânjească onoarea niciodată. Chiar dacă treci pe acolo, Dumnezeu îți va curăți onoarea. Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu te va ridica. Dumnezeu se va îngriji de tine pentru că El este Dumnezeu. Probabil unii dintre voi acum se gândește în problema în care sunt. Cum voi ieși de aici? Cum voi supraviețui? Nu mai am nicio șansă. Și îți pare că gata, bați acum de pământ și de acolo nu te mai ridici. Dumnezeu, El nu te pierde din ochi. Ei ca pui privesc în sus când cad și nu-L vede, nu-L vede pe mamă. Ca și noi, privim de multe ori în sus și îl întrebăm, Doamne, unde ești? De ce nu mă asculți? De ce nu-mi răspunzi, Doamne? Și ne imaginăm că Dumnezeu nu ne aude. Ne imaginăm că Dumnezeu nu ne vede. El, noi nu-L vedem pe El, pentru că problemele noastre sunt mari. El nu te va pierde din ochi niciodată. El nu te va pierde din vedere niciodată. El este Dumnezeu, ochii Lui. Te privește oriunde, spune, nimic nu este ascuns. Totul este gol și descoperit în fața ochilor Lui Dumnezeu. Un lucru foarte important. Un lucru foarte, foarte important. Ea îi prinde, îi duce înapoi unde? În cuib. Pentru că Dumnezeu așa face. Dumnezeu așa ne tratează pe noi. Dumnezeu așa ne învață pe noi. Dumnezeu așa ne maturizează pe noi. Pentru că noi de multe ori ne-am învățat să facem lucrurile cam cum ne vine nouă bine. Uităm că avem un Dumnezeu mare și gelos. Uităm că avem un Dumnezeu care ne-a promis că El se va îngriji de noi în toate clipele, în toate momentele vieții noastre. Uităm că există un Dumnezeu care nimic nu se poate ascunde de El. El este unicul care te iubește mai mult decât tu pe tine însuți. El ne iubește mai mult decât noi ne iubim pe noi. Pentru că El ne-a dovedit lucrul acesta. În momentul când tu te gândești că nu mai poți, în momentul când tu te gândești că viața ta de acum este o prăbușire, este o ieșuare, Dumnezeu vine și spune, nu. Pentru că în momentul când începem să cadem, Ionatan,
toată lumea, și ce spune? A păcătuit. Nenorocitul a făcut-o. Adresă-o. Și ne dă tot felul de nume. Dar Dumnezeu iarăși vine și ce face? Ne ia și ne ridică unde? Sus, acolo, pentru că scopul lui este să fii de sine stătător. Să zbori cât se poate din alt. Să zbori cât se poate din alt. Să trăiești cât se poate din alt. Pentru că Dumnezeu spune, unde sunt eu, acolo să fiți și voi. Cum trăiesc eu, așa să trăiți și voi. Cum privesc eu, așa să priviți și voi. Și puterile mele sunt în voi. De aceea când Dumnezeu, când cineva ne vede sus și se spune, uite cât de băd acum îl folosește, toată lumea te sună, toată lumea te caută, toată lumea te cheamă la cafea. Când vede că începi să cazi, toată lumea îți pierde telefonul. Și ce spun în ziua de azi unii? Bă, mi s-a stricat telefonul și am pierdut toate numerele. Păi, dar cum pe alu toți le-ai și pe al meu le-ai pierdut? Numai pe al meu nu mai e în memoria telefonului tău. Nu cumva încercăm să facem lucrurile pe părți greșite, cu părtiniri? Ăla-i mai alb, îi dăm bună ziua, ăla-i mai negru, scuipăm. Ei, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu vrea să se îngrijească de tine, nu cum se îngrijește mama sau tata. Dumnezeu vrea să se îngrijească de tine așa cum El știe să se îngrijească. Dumnezeu vrea să-ți dea speranțe noi. Dumnezeu vrea să-ți dea noi starturi în viață. Dumnezeu vrea să-ți dea noi traiectorii în viață. Răspunde-i când te cheamă. Vino când te cheamă. Implică-te când îți spune. Nu căuta să calci pe spini. Zbori pe aripele lui. Lasă-o să te ridice, să te ducă unde vrea el. Pentru că el este Dumnezeu, se va îngriji de tine. Amin? El îți va reînnoi puterile întotdeauna. Eu nu pot să merg mai mult, pentru că sunt încă de citit toate cazurile. Dar vreau să ne ridicăm în picioare. Sora Estera. Unde e sora Estera? Lasă-l că ăla de seara îl hrănește. Glorie lui Iisus. Haideți să intrăm un pic în rugăciune, ca să ne rugăm pentru cei care au cauze, trebuie să fim noi pregătiți pentru ele. Amen? Haideți să avem 5 minute, 10 minute, dar să avem un timp de închinare în prezența lui Dumnezeu și de recunoaștere. Doamne, uite, m-ai chemat și n-am vrut. Doamne, mi-a crescut unghiile prea mari. E prea mare. Trebuie rupte, trebuie schimbate. Penele mele de acum sunt nenorocite. Renoiește-mi puterile, Doamne. Renoiește-mi viața, Doamne. Amin? Tată Dumnezeule, în numele lui Iisus, venim în prezența altarului Tău, Tată de milă și îndurare. Binecuvântăm numele Tău cel sfânt, Doamne. Lăudăm numele Tău pentru că Tu ești Dumnezeu. Tată scump din ceruri, noi venim la Tine, Doamne, pentru că noi știm că Tu ești prezent. Tu ne asculți, Doamne. Mai mult de atât, Doamne, noi știm că Tu ne răspunzi. Și în rugăciunea aceasta venim să ne recunoaștem în prezența Ta, Doamne. Poate, Doamne Dumnezeule, n-am răspuns la chemarea Ta când Tu ai vrut, Doamne. Doamne Dumnezeule, Tată, poate de multe ori, Doamne, am refuzat chemarea Ta. Am întors spatele, Doamne. Astăzi călcăm pe spini, Doamne. Dar venim la Tine, Dumnezeul mântuirii noastre. Și Te rugăm, Tată scump din ceruri, în numele lui Iisus. Strigă-ne, Doamne, și vorbește-ne, căci robii Tăi Te ascultă, Doamne. Doamne, Te rugăm în numele lui Iisus. Atinge fiecare suflet, atinge fiecare viață, fiecare inimă. Atinge, Doamne, fiecare gândire. Atinge, Doamne, Dumnezeule, Tată, fiecare vocabular. Atinge, Doamne, Dumnezeule, Tată, acum, Doamne. Doamne, ajută-ne să intrăm în istoria vieții noastre, Doamne. Să ne dăm seama, Dumnezeule, Tată, unde, Doamne, Dumnezeule, am greșit. Unde, Doamne, Dumnezeule, am ieșit din voia Ta, Doamne. Doamne, Dumnezeule, dacă suntem în momentul căderii, Doamne, reînnoiește-ne speranța, Dumnezeule, pentru că noi credem, Doamne, că Tu ne vei scăpa, Doamne. Tu ne vei salva.
salvat, Doamne. Tu ne vei ridica din nou, Doamne. Tu ne vei renoi, Doamne. Tu ne vei elibera, Doamne. În numele Lui Iisus. Duhule Sfinte, umple viața mea, umple sufletul meu, umple ființa. Duhule Sfinte, umple viața mea, umple sufletul meu, umple ființa. Renoiește, Doamne, credința, Doamne, pune dragoste în inima noastră, Doamne, în numele Lui Iisus, Doamne, puterea Ta să curgă în viața noastră, Dumnezeule, în numele Lui Iisus din Nazaret, Doamne, pentru că, Dumnezeule, Doamne, revarsă, Doamne, revarsă. Fratele Samuel, diaconul bisericii Emanuel, va veni aici în față și se vor ruga pentru cauze împreună și noi, biserica, îi vom susține din spate și spunem ca Domnul să dea izbăvire în seara aceasta. Aleluia! Pentru sora Zâna, mama mea, pentru sora Olimpia Stan, pentru Viza Mariana, pentru Sveta Ribac, pentru Murariu Timea, pentru Ioan Lazar, pentru familia Iordache, pentru Daniel Onoriu, pentru Emilia Lazar și mama ei, pentru Darius, pentru Maria Dada, pentru Crainic Teodor, pentru Cornel Cuciu, pentru fratele Nexon, familia lui, Domnul să-l binecuvinteze, pentru Gruia Marius, familie, pentru Alina Marcu, malformație la inimă, Domnul să-și pună mâna seara aceasta, pentru sora Marina, pentru fratele Vasile, pentru fratele Marică Amir, familia lui, pentru Florca Bojan, pentru fratele Cezar, pentru familia Bondoc, pentru Ionela Lucica, pentru Gruia Marius, pentru Garofița Nedelea, pentru familia ei, pentru Elena, pentru Florica Bojan, pentru Livia Pizlea, pentru Moldovan Elena, pentru Avram Dorot, familie, pentru Antonella Pop, familie, pentru Eliza Crăciun, familie, pentru Sorina Munteanu, pentru Flavius, pentru Gica Radu, pentru Gabriela Stan, Camelia Pântean, pentru familie, pentru Lenuța Furnica, pentru Georgiana, pentru Angela Pop, soțul ei, pentru Ana Daniela, pentru familia ei, pentru Ramona Nicoleta, pentru Grigore
Milosan, pentru Elena Nicoleta, pentru David Becchi, familie, pentru Monica Elena, pentru Cati Oprinoi, familie, pentru Samuel Iosif și Abigail, pentru Eliela, pentru Matei, un copil de un an, ars pe corp. Domnul să-și pună mâna peste. Va avea de suferit nopți în care părinții nu vor dormi. Pentru Darin, pentru Andrei grav bolnav. Doamne, atinge-te de Andrei. Ne-am rugat și data trecută și așteptăm vestea aceasta să auzim că Domnul a dat biruință. Pentru Nica Elena, pentru Mari David familie, pentru Erica, pentru Eugen Călărasiu, pentru soția lui, pentru fratele Maradona, îl știm cu toți. El are o problemă de oxigen. Îi lipsește oxigen și ar trebui să fie întotdeauna purtător de un aparat pentru oxigen. Știm că e foarte tânăr, ca mine, ca tine. Puneți-vă în locul lui. Putem să respirăm, putem să alergăm. Dacă obosim, putem să respirăm. El dacă aleargă, al și leșinate. De aceea vrem special să ne rugăm în seara aceasta pentru el. Domnul să-i dea vindecare. Noi, mama mea, familia, știm ce înseamnă suferința aceasta. Știm. Să te trezești noaptea în somn, să vezi dacă mai respiri. Doar noi știm lucrul acesta. Dar Domnul știe că se va atinge de el. Lăuda să fie Domn. Pentru Veronica Drejoi, pentru Enoch, băiatul lui Babalan, Domnul să se atingă de el. Pentru Pușa Mia, pentru Samuel, pentru Sorin, pentru Elena Nastase, pentru Miri și Miri Marian, pentru Tabi Pintea, pentru sora Claudia, pentru Sila Ghinadia, pentru familie, pentru sora Angela, pentru Iosif Gacea, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și familia lui, pentru Mirela Tudoriu, pentru Marian Răducta, pentru soțul ei, pentru Sebi, pentru Alisa Stan, familie, pentru Valentin Cauză, pentru familia Dam din Londra. Aleluia! Uitați-vă câte cauze sunt. Nu știu câți am fost pe live în seara aceasta, în jur de 300-250, dar uitați-vă că aproape sunt enorm, enorm. Apelează la noi, la biserică în seara aceasta. Nu noi suntem cei ce dă vindecarea și izbăvire. Nu este fratele pastor Iuri, nu este fratele Samuel diaconul, nu. Și cel ce este Iisus, prin rugăciunea ta și a mea. Și seara aceasta vrem să-l aducem și pe fratele Samuel, ca Dumnezeu să-l însănătocească în totalitate, Dumnezeu să ridice în capul oaselor și Dumnezeu să-i dea putere în tot ceea ce face. Fratele Samuel, vino încoace. Și el și fratele Iuri se vor ruga pentru toate aceste cauze și noi, biserica, în duc de închinare, nu ne vom uita și ne vom ruga în seara aceasta, frații vor cânta și ne vom închina și Domnul va lucra. Amin. Tată Dumnezeule, în numele lui Iisus Hristos, Doamne, noi știm, Dumnezeule Tată, doar acei ce am citit, Doamne, dar Tu ești Dumnezeu, Doamne, Dumnezeule, care cunoști totul, vezi totul, știi totul, Doamne. Doamne Dumnezeule Tată, ne rugăm, Doamne, pentru fiecare cauză, Doamne, care a fost citită și adusă, Doamne, la altarul Tău, Doamne. Doamne Dumnezeule Tată, noi suntem limitați, Doamne, dar Tu ne-ai dat credință, Doamne. Tu ne-ai dat putere, Doamne, să călcăm peste șarpi, scorpion și toată puterea celui rău. De aceea îndrăznim să venim în rugăciunea aceasta, Doamne, în prezența Ta, Doamne. Te rog, Doamne, pentru sora Olimpia, Doamne, care este aici, Doamne. În numele lui Iisus Hristos, Dumnezeule Tată, Doamne Dumnezeule, în numele lui Iisus te rugăm, atinge-te de ea, Doamne. Noi mustrăm acum, Doamne Dumnezeule Tată, orice boală de cancer, Doamne, orice rădăcină de cancer, Doamne, orice microb de cancer, Doamne, în clipa aceasta te rugăm, Dumnezeule Tată, pune mâna Ta, Doamne, dă izbăvire în numele lui Iisus, lasă vindecare în numele lui Iisus, mustră, Doamne, cancerul acesta. Jurul meu încet, încet, dar nu s-a gândit că îl voi miru.
nici nu mi-a luat mult să gândesc. Ia Sfântul pleacă de la mine, în numele Tatălui te biruiesc. Iisus e Domn și curând vine, El încă e pustiu cu noi. Știm însă că avem puterea prin sângele Mielului. Iisus e Domn și curând vine, El încă e pustiu cu noi. Știm însă că avem puterea prin sângele Mielului. Mustre orice microb, orice infecție, Doamne. Astăzi ești în pustie, ai flămânzi și simți că pleci. Domnul putere ți-a dat și ție, și celui rău poți să-i poruncești. Adună-ți lacrimile tale, strânge-ți puterea rugăciun. Caută să vezi cine ți-e tată și vei avea atunci pe sus. Iisus e Domn și cu mine, El încă e pustiu cu noi. Și însă că avem puterea prin sângele Mielului. Iisus e Domn și cu mine, El încă e pustiu cu noi. Și însă că numai tu ai putere, rana sole să ridici din morminte, taine să vorbești. Numai tu, Iisus, ești iubirea mea, nimeni n-ar putea să mă ia din mâna ta. Numai tu ai putere, rana sole să ridici din morminte, taine să vorbești. Iisus e Domn și El încă e pustiu cu noi. Și mă-nsă că avem putere prin sângele Mielului. Iisus e Domn și cu mine, El încă e pustiu cu noi. Și mă-nsă că avem putere prin sângele Mielului. Glorificat să fie în numele Tău, Doamne! Aleluia! Glorie ți, Doamne! Aleluia! 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 Ramanagasuriam, daramalabasubiam, daramanagasubia! Aleluia! Te rugăm, Dumnezeu! Tată, Doamne, revarsă mila și îndurarea Ta, revarsă, Doamne, prezența Ta, revarsă, Doamne, ungerea Ta, Doamne, Dumnezeule Tată, sunt persoane în lista aceasta disperate, Doamne, sunt persoane, Doamne, care suferă, Doamne, sunt persoane care gem de durere, Doamne, sunt persoane, Doamne, Dumnezeule Tată, care plâng acum, Doamne, noi mijlocim pentru ei, Doamne, pentru că Tu ești un Dumnezeu bun, un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu viu, viu în vecii vecilor, Doamne, și Tu ai promis, Doamne, că noi ne vom ruga pentru bolnavi și ei se vor însănătoși, Doamne, Tu ne-ai dat putere, Doamne, să mustrăm orice duc de boală, să mustrăm orice viciu, să mustrăm orice durere de trup, în numele Lui Iisus, Doamne, și noi credem, Doamne, noi credem, Doamne, noi credem, în numele Lui Iisus. Vor fi săturați. Umple, Doamne, vasul meu din nou, mai nevarsă iar din nuul Tău. Să proclam cuvântul vieții și să te mărturisesc, Iisus. Umple, Doamne, vasul meu din nou, mai nevarsă iar din nuul Tău. Să te mărturisesc, Iisus.
doresc a ta prezență. În numele lui Iisus mă dăruiești cu tot ce sunt, complement din nou totul tău. Sunt fericit și însetat e vor fi. Vasul meu din tău, mai rămas să iar din tău.